Eu la finalul fiecărui an primesc mită. Iată, scrie mită pentru doamna Diana. Am încercat toate metodele. Noi am fost și în comitetul părintesc. Am strâns și bani. Corupția mare s-a făcut în școli atunci când profesorii nu aveau suficient cât să trăiască decent. Motivul emigrării a fost sistemul de învățământ în această țară. Eu nu lucrez, eu nu pot să cer bani la părinți pentru orice pleacă. În final ajungem să creștem oameni, poate da, cu cunoștințe, dar lipsiți de caracter. Cărărușă, cărărușă, du-mă drept până la ușă, du-mă drept până la ușă. Mă numesc Ana Axenti, sunt mama a trei copii și fondatoarea creșei de tip familial Micii Exploratori. Mă numesc Victoria Griza, sunt mama a doi copii, sunt profesoară de vioară și sunt educator. Mă numesc Cristina, sunt mămică trei copii, școlar și doi de grădiniță. Mă numesc Patricia Oprea și sunt elevă la un liceu din capitală. Sunt Diana Mămăligă, sunt profesor de limbă și literatură română, literatură universală și limbă latină. Eu prima dată m-am ciocnit cu actele de corupție în învățământul preșcolar, pe grădiniță, atunci când copiii au început să frecventeze grădinița. Și aceste acte de corupție erau sub forma colectărilor ilegale lunare, colectări ilegale la o anumită perioadă de timp, spre exemplu, cea mai mare avalanșă de colectări se începea vara, atunci când este sezonul reparațiilor, a dotării grupelor, a pregătirii pentru noul an de învățământ. Inițial eram foarte vocală, acest lucru pe mine mă măcina, doar că nu poți 1, 2, 3 părinți să mergi împotriva avalanșei celorlalți și până la urmă sistemului, pentru că această practică oarecum este cunoscută de sistem și oarecum este acceptată, perpetuată și transmisă în continuare. Ca mai apoi, după cât de vocală eram, tacit să accept unele situații în care și eu, evident, am participat la aceste acte de corupție, să zic așa, la colectările ilegale privind procurarea unei imprimante, spre exemplu, în grupă, sau reparației. Și pe mine mă macină acest fapt, pentru că eu lucrez în domeniul educației și pentru un cadru didactic este inadmisibil și totodată este inadmisibil și în calitatea mea de părinte, pentru că eu le dau un exemplu prost copiilor, pentru că eu vociferez una, dar în realitate eu practic câteodată. Am învățat în gimnaziu din satul natal, dar în gimnaziu nu am avut sistem de corupție direct. Dar când am venit la Chișinău și am aplicat la colegiu, aici m-am ciocnit prima dată cu corupția. Și anume când am devenit șeful de grupă și am avut responsabilitatea să strâng permanent banii. Desigur, una dintre responsabilități a fost absențele. Noi am fost 30 fete în clasă și trebuia să duc cont câte ori lipsesc în registru să scriu și uneori se făceau greșeli în registru și fetele veneau și spuneau că eu am ridicat taxele, că prea mulți bani se pun în registru și eu. Ele nu au lipsit atât de mult timp. Sunt născut într-un mediu de profesori, respectiv am impresia că eu nu am ieșit din școală încă de când nici nu ieșisem din mama. Fratele meu e și el profesor, e director de școală aici la Chișinău. Nu ne-am gândit niciodată, cred că, la altă opțiune. Deși suntem pe diferite formule sau pe diferiți vectori, pentru că el este specialist în istorie și eu sunt filolog, adică am fi putut lua orice altă cale. Dar probabil ne-a configurat mediul. Tata este inginer de formațiune. Dar fizic am învățat de la tata și mama este profesor de limbă și literatură română. Care a fost experiența dumneavoastră cu actele de corupție în instituțiile de învățământ și de unde în general a pornit și prin ce situație ați trecut? Deci cea mai nasoală și cea mai lungă și a fost cu primul copil, pentru că nu știam toate nuanțele sistemului, îl cunoșteam de-abia. Aveam o percepere greșită
față de sistem, mi l-am închipuit prea ideal, el fiind contraropus. După 8 ani de emigrare în Canada, tot făcând comparații cu țara de origine și țara adoptivă, îmi era dor de țara natală, de părinți. Și un alt aspect, doream ca copiii să profite de sistemul de educație din țară, fiindcă în viziunea mea era mai perfect. Îmi doream să răspund la nevoile mele emoționale de a fi lângă părinți în orașul natal și respectiv credeam că cât copiii sunt mici, este un moment oportun ca să încerc această schimbare, temporar. Actual suntem iarăși emigranți din 2021. Motivul emigrării a fost întotdeauna sistemul de învățământ unde erau copiii în această țară. Deci calitatea și starea și perspectiva viitorului copiilor noștri ne-a făcut să luăm decizia de a emigra din nou. Deci perioada cât ne-am stabilit aici a fost de 3 ani jumate, 2018-2021. Când ne-am întors, primul copil avea 9-10 ani și a doilea copil avea 5 ani. Ambii suntem din Cricova, eu și soțul. Copiii au fost înscriși la aceeași școală, liceu teoretic din Cricova. Deci instituția liceu a fost, după părerea mea, bine. Nu încetam să spun părerea la adunările de părinți, că am impresia că mi-am dat copiii la o școală privată, de primul copil. A doilea copil l-am înscris la grădiniță, tot din localitatea Cricova, și era bineșor. Cum ați aflat despre strângerile de fonduri din instituții și cum ați reacționat la ele? În clasa 4, la început de an școlar, am aflat că este fondul clasei, care era o sumă simbolică, 25 de lei de copil, și am fost foarte de acord ca să achit aceste fonduri, fiindcă era chiar foarte simbolic. Și am achitat 3 luni înainte. Era un caiet la profesoară unde erau notați părinții care dădeau pentru fondul clasei. Mai era și fondul școlii, care, dacă nu mă greșesc, era 50 de lei pe lună, dar nu era așa de dirijat de profesoară. Acest fond de școli era dirijat de șefa comitetului de părinți. Și aparent eu nu eram în acel grup de părinți doar. Eram în grupul comun cu profesoara și răspundeam ca să achit acest fond a clasei. La grădiniță mi-am manifestat interesul să fiu un părinte activ și șefa comitetului părintesc m-a inclus în comitetul părintesc. Am fost introdus într-un grup de Viber și rolul meu era ca să am 5 părinți în subordine, cărora să le amintesc că odată, la început de lună, pare mi se, să cotizeze 100 de lei în fondul grupii pentru necesitățile igienice ale copiilor și pentru rechizite, etc. Și am trăit și această experiență când am fost părinte colector, doar că n-am colectat eu, doar aminteam părinților și a fost o experiență interesantă. Cât se strângea în mediu pentru o notă la examene în instituție? Din câte am înțeles eu de la o colegă, la examen era de vreo 200 de lei conspectul. Depinde, cum am spus, de natura conspectelor, de ce ai în mapă. Dar eu sunt foarte mare. Dar pentru o teză, când n-am vrut să dau bani, vreo 50 lei așa, de persoană. Dar teoretic, strângerea taxelor pentru absenție este legală? Adică este undeva menționată că este obligatoriu? Eu când am ieșit din colegiu, am întrebat mai mulți prieteni care este de la colegiu ASI, am diferit colegii, au spus că nu se strâng bani la dânșii, nu s-a achit absențele. Care au fost primele obstacole? Chiar la înscriere. Deci, fiind și tineri, bugetul fiind la început, soțul bugetar, contractând și un credit, am fost nevoită să ies mai devreme la servici. Fetița având atunci 2 ani. Fetița a fost foarte ok, în sens că e un copil sociabil. Înscrierea a fost, din partea noastră, a fost exemplară. La jumătate de an, acum am primit certificatul de naștere, atunci era înscris. Ne-am dus la direct, am depus tot. Cum că ne-am dorit să înscriem copilul, rândul venea, dar nu ne încadram după vârstă. Prin ce noi ne-am dus în august, copilul făcea undeva în toamnă, făcea 2 ani. Atunci a fost un coșmar, trebuia să stai în rând la direcție, să-ți dea rând.
Am stat de vreo două ori, nu mi-a dat. Am fost la direcție, am scris cerere și am descris toată povestea mea, că am nevoie. Deci o umilință totală, plânsete. Într-un final, ne-au dat locul la grădiniță. La o grădiniță în care, fiind în rând la direcție, o mămică a zis, uite, că în grădinița aia sunt locuri. Ne-am dus, direcția ne-a dat ordinul de înscriere a copilului, dar mi l-a dat într-un fel, a fost, cred că, doamna responsabilă pe sector botanică de la direcție. Mi-a zis, dar știți, copilul are numai 2 ani și cum e o să-i sprăvească? M-am simțit ca și cum nu-mi dau copilul grădiniță, dar îl abandonez în stradă. Eu nu știu, asta a fost un semn că se dau mită sau... probabil, dar am mers pe principiu că nu dau nimănui din direcție. Deci mai bine dau în grădiniță la o reparație sau ceva, dar nu la persoane care nu știu ce să fie. Eu așa am înțeles. Într-un final, doamna a cedat pentru că eu am zis, uitați-vă, eu dau copilul în grădiniță, eu sunt mama ei și dacă nu se simtă bine, eu n-am să mai frecventez. Dar dați-mi voie să frecventăm, să vedem. O să fie sau nu? Atunci doamna n-a mai avut ce să spună și ne-am dus la grădiniță. La grădiniță ne-a spus că așteptați 4 luni. După aia mă duc la direcția de sector și spun, da, de ce? Că aici sunt doar 15 copii, eu nu văd o problemă, de ce n-ar frecventa? Eu am cedat, că s-au pornit lucrurile așa de dubios, dați-mi într-o grădiniță în care sunt locuri, nu o să apară probleme. Ne-au dat, numai că foarte departe de casă, am frecventat. În grădinița aia erau niște nuanțe negative, dar au fost niște floricele pe lângă ce urma cu alte grădinițe. Când primul copil a trecut clasa 5-a, a doilea copil a mers în clasa 1-a, am primit un mesaj pe telefon de la cineva care îmi cerea să dau până pe o dată anumită 100 de lei pentru ziua profesorului. Nu cunoșteam de la cine este numărul, am întrebat și s-a prezentat ca părintele din clasa celui de-a doilea copil. Și mi s-a părut că nu este deja o amintire sau o rugăminte, dar sunt pus în fața faptului. În acel moment, eu deja începusem să lucrez profesoară la școala de arte din Cricova. Și imediat am scris părinților că nu accept absolut în niciun caz un cadou cu valoare materială sau bani sau plicuri, fiindcă nu mi-a plăcut cum am fost tratată de către comitetul părintesc. Nu mi-a plăcut fenomenul că ești obligată să dai cadou profesorului. Am făcut o schimbare în felul meu. Am sunat la Centrul Național Anticorupție ca să mă consult cum de tratat astfel de mesaje. Am dat peste un domn care mi-a spus că dacă aș vrea ca să demonstrez pe viitor că aceste mesaje sau că ele sunt tolerate de administrație, de profesori, ar trebui să fac înregistrări și să-mi cumpăr un registrator. Și am decis că o să încerc să văd până unde merge. Punctul sensibil se punea pe emoțiile părinților că aceste strângeri sunt făcute pentru binele copilului. Se manipula pe aceste emoții. Și uneori nici nu era nevoie ca să se facă anumite strângeri de bani, dar era cineva profita din plin și se făcea o competiție între părinți pe ideea că faceți pentru binele copilului, respectiv cadou pentru profesoare, deși nu are legătură cu copilul, se subînțelegea că starea de bine a profesorului va crea condiții de mediu prielnice de dezvoltarea copiilor. Atunci când am luat hotărârea de a fi vocală și de a opune rezistență colectării ilicite de bani în instituțiile de învățământ, evident că reacții din partea părinților au fost, mai ales acelora din comitetul părintesc. Eu am impresia că acolo, în comitetul acesta părintesc, sunt aleși unul și unul, parcă trec o preselecție înainte de a fi parte acestui organ al grupei, al clasei. Comentariile acide nu s-au lăsat să apară din partea părinților. Ei joacă
la sentimentul că dacă tu nu vrei să contribui, tu nu-ți iubești de fapt copilul tău și ție nu-ți pasă unde el își petrece cea mai mare a timpului din viața lui, din o zi oarecare. Și evident că atunci când cineva îți vine cu astfel de replici acide și te lovești acolo unde doare cel mai mult în dragostea ta față de copil, de cele mai multe ori cedezi presiunilor. Actele de corupție, acolo am văzut efectele ei pentru prima dată, când copiii părinților care sunt în comitet și susțin educatorii, tot ce solicită ei, adică fac parte din suportul sistemului, erau favorizați. Deci copilul acela cânta mereu, adică se observa cu ochiul liber că copilul acela este favorizat. Dar pentru ce se strângeau bani? Care erau cele mai comune motive? În grădiniță este o taxă stabilită clar. Acolo era 200 de lei. Pe an? Nu, pe lună. Asta încă e puțin. Sunt sume de 800, am auzit la alte grădinițe. Deci 200, dintre care merg pentru ceva cheltuieli curente, gen utilizabile, detergent, ceva, un supliment la salariu, la educator, la dădac, la, până și la director. Și noi am dat, noi nu ne-am opus sistemului deloc, însă nu ne-au plăcut niște chestii, așa, gen niște observații strane care nu trebuiau să fie, gen, dacă copilul în afară de mașinuțe mai are păpuși sau ceva de păpuși. Deci fetița era atrasă de inițial de mașinuțe. Să știți că un părinte care nu acceptă colectările de bani se confruntă cu următoarele consecințe. Niciun părinte cu el nu mai discută, deci toți asume asta. Eu mi-am asumat asta. Suportă toată mizeria din comitetul părintesc, că de obicei în comitetul părintesc sunt părinți care obraznici de ăștia, știi, cum în rus se spun nagle sau fără bun simț, și care poate orice își permită să-ți spună urât pe grup, să nu aibă nicio rezervă. Dar, știți, eu mi-am asumat pentru că nu am ce să discut cu părinții. Prioritatea mea este copil și profesorul, să am legătură cu profesor și copil. În rest, ce fac părinții, cum colectează, ceva nu le plac, asta este problema lor. Nu e plăcut, pentru că oricum suntem fițe sociale. Sociabile, mai vrei să discuți, mai vrei să, știi, nu ți-e plăcut când stau așa și te uită la tine sau... Și eu evit într-un fel, pentru că știu că nu mă agrează, dar copilul simte bine și asta e important. Adică s-au pus niște reguli clare din start. Am zis că, uitați, noi nu colectăm, asta nu prevede legea. Ce ține de copil, rechiziții, deci obligațiile noastre ca părinte, noi le îndeplinim, copilul este educat și face temele, are reușite bune la școală, este îmbrăcat. Asta este obligația noastră. M-am dezamăgit foarte tare în părinți, să zic, cu problema când am avut-o cu fetița. Deci, știți, la un moment dat am discutat cu părinții, dar noi vedem că e problemă și chiar nu ne place cum se comportă. Dar când a ajuns la momentul, când să zicem, mai să punem piciorul în prag, noi am fost abandonați și nu ni s-a zis, am devenit problema grupei. Cum au reacționat și ceilalți părinți atunci când dumneavoastră v-ați manifestat refuzul să contribuiți? De aici pot să zic să încep consecințele corupției din școli. S-a început prin decizia mea de a merge la directoare și a vorbi despre acest mesaj și directoarea aici putea să fie stop, să pui un stop prin comunicare eficientă. Să comunice profesorilor că să nu tolereze astfel de strângeri de bani și părintele, eu, să fiu liniștită sau să-mi fie comunicat fără emoții, obiectiv, că situația va fi remediată. Pe când directoarea a chemat ambele diriginte, deși nu avea legătură cu ambele clase a copiilor mei. Și în stil de scandal, le-a reproșat că de ce un părinte de la ele a venit și a vorbit despre așa ceva și toată vina este a lor, deși asta era un mesaj din partea părintelui, nu a profesoarelor. Deci situația a fost întoarsă în așa fel ca profesoarele să sufere și respectiv, din cauza că ele nu sunt
capabilă să lucreze cu părinții, în cazul de față eu, să gestioneze situația ca ea, directoarea, să nu primească astfel de mesaje. Profesoarele au, una din ele m-a chemat în privat și aproape că plângea și mă ruga să nu mai fac scandal. Și în momentul când am zis că eu o să merg din nou la directoare să înțeleg de ce a gestionat situația așa, am înțeles că nu trebuie să-i stric buna dispoziție, fiindcă eu nu vreau să am o profesoară care merge într-o stare emoțională distrusă în clasa copilului. Și atunci eu trebuie să mă opresc. Este atât de vagă, este atât de neclară și atât de fragilă linia asta care desparte corupția de o influență pur și simplu bonomă, încât e foarte periculos să facem un pas la stânga, un pas la dreapta, să știm în care zonă ajungem. Și se întâmplă oameni că de intenții bune încearcă să pună la cale, să aranjeze o înțelegere prin care cineva mai primește o șansă, o șansă reală, obiectivă. Și cineva să speculeze pe această șansă, să transmită mai departe contra cost lucrul ăsta. Și să rămână un om care din bune intenții pornește, nu știe că intențiile bune, de obicei, constituie pavajul pe drumul spre iad. Mai ales că avem în procesul ăsta de educație, este foarte prea exagerat de mult implicat factorul comitetul părintesc. Eu aș exclude definitiv contactele. Eu știu experiența statului danez și contactele părinților cu profesorii. Și nu se întâmplă cineva să telefoneze profesorul la 11 noapte să întrebe de ce Angelica are 6 la istorie. Acolo scrie mail și spune nevoie să aștepți o săptămână până profesorul în orele lui de lucru are timp să-ți răspundă. Și atunci se moderează influența asta, că și asta e influență. În pandemie s-a pus accent pe grupuri în Viber, în nu știu ce, media social. Și dacă deschideți un chat al părinților cu profesorii și alt chat pe care l-au părinții aparte, fără profesor, și pe urmă alt chat pe care l-au părinții numai cu dirigentele, încercați să citiți acolo și o să vedeți cum curge gârlă tentația după tentație de a face corupție. Când m-am mutat la colegiu, după jumătate de an, a venit un profesor nou și profesorul în cauză a spus că strângeți bani, că nu o să vă admită la teză, că voi nu știți ce înseamnă asta teză. Și evident, fetele începe să strângă bani. Așa, nu mai țin minte exact cât de persoană, dar nu au strâns toate fetele. Eu le-am spus din start că chiar dacă eu la obiectul dat nu am nicio tangență, nu conspecte doar scream, eu am să învăț o noapte și să dau teza așa cum știu eu. Și că nu am fost niciodată adeptă să dau bani pentru o notă. Că dumnealui a spus că nota se dă, depinde de ce sumă de bani dai. Banii până la urmă nu s-au dat. Noi teză la obiectul dat n-am avut, pur și simplu am avut o simplă evaluare. Ori dumnealui s-a încurcat, ori eu vrut să nimituiască de bani. Tu spuneai că anul ăsta tu nu vrei să contribui. S-a răsfrâns asta cumva asupra relației tale cu colegii sau cu profesorii? Cu profesorii nu. Dar cu colegii e o perioadă mică. Dar în ce mod? Nu într-o poziție bună. Dar a trecut așa o perioadă de timp și am început a vorbi iar. Mai sunt alți colegi care la fel nu vor să contribuie? Da. Câți colegi și de la cine s-au inspirat, să zic așa, pentru că oricum la mine. Tot este o elevă nouă care a venit în liceu și adică noi pur și simplu așa ne-am întâlnit. M-am așezat lângă ea și am făcut cunoștință. Dar eu i-am spus că eu nu vreau să contribui de data aceasta pentru că eu chiar nu am bani să-i arunc așa în vânt. Eu nu lucrez, eu nu pot să cer bani de la părinți permanent pentru orice fleacă. Și ea tot așa a spus. Că ori facem un cadou care într-adevăr să nu simți că ai dat banii și ea, ori nu mai dai deloc și rămâi așa cinstit. Cealaltă dirigente care nu avea nicio tangență cu acest mesaj a scris un mesaj pe grupul de părinți, unde eram și eu, și a provocat părinții a incitat părinții la ură contra mea, deși ea credea că dacă nu dă nume, eu sunt protejată. Fiind într-o comunitate destul de mică, până seară toți știau despre ce părinte merge vorba. Și după acest mesaj a început calvarul emoțional, copilul meu din clasa respectivă. În primul rând, nu mai vrea să meargă la școală. Un comportament care nu înțelegeam,
de unde poate să vină. Că eu încercam să comunic cu dirigintea acestui copil și nu credeam că acest incident poate să ia amploare. Prin ce se manifesta calvarul copilului la școală? Îl trimiteam la școală și nu ajungea la școală și copilul avea în momentul dat 11 ani. Și erau luni de iarnă, înspre iarnă, toamnă târzie, când ea mergea la casa bunicii ei, care nu era locuită. Era frig și eu nu știam că ea stă acolo de două ore până ce nu primeam un mesaj de la diriginte în care aproape mă certa că de ce copilul nu este la școală. În momentul acela eram neom, o căutam prin toată Cricova și când o găseam, o certam din nou și nu înțelegeam din ce cauză ea alege să nu meargă la școală. Făceam presiune asupra ea ca totuși să meargă la școală, o duceam de mână la școală, vorbeam cu dirigintea. Îmi părea că comunic destul de bine cu dirigintea, dar într-o săptămână, două, iarăși reveneam la aceeași situație. Fiindcă această diriginte avea o reputație foarte bună în liceu și în oraș, eu nu puteam să cred că poate să aibă dirigintea un impact sau alegerea ei de a nu merge la școală să se datoreze acțiunilor dirigintei. Era exclus. Și am mers la psiholog, la neurolog. A trebuit să treacă aproape un an ca să înțeleg că fata mea are dreptate. Am înțeles că dirigintea o excludea. Era tratamentul că ignoranței nu exista în clasă. Și copilul simțea că dacă nu mă observ, poate am făcut ceva greșit, poate eu nu sunt în regulă. Ce pot să fac ca să mă observe? Venea acasă și făcea lecțiile din momentul când ajungea acasă până seara târziu, stătea la teme și în momentul când ne culcam avea stări de anxietate, de panică și cel mai grav a fost când am auzit cuvintele vreau să mor. Și am vorbit cu dirigintea pe această temă și a zis că copiii sunt teatrali această vârstă și ei imită o mică depresie știind că tu ca mamă o să iei măsuri și mesajul era că fata mă manipulează, dar eu n-am riscat să mă joc cu acest mesaj. Și în acel moment am decis că copilul în următorul an o să mai meargă la această școală. Nu știam unde să meargă, fiindcă nu era opțiune să meargă în orașul Chișinău. Și în următorul an am înscris-o la școala rusă din localitate, deși noi nu suntem vorbitori de limba rusă. Acesta este deznodământul. Fata s-a reabilitat în școala rusă, a nimerit într-un mediu securitar cu pedagogi ce se comportă ca niște adulți și în momentul când apăreau probleme, gestionau aceste probleme profesional și în scurt timp. Noi ne-am schimbat de la grădinița aceea pentru că pe vară a fost transferat copilul în altă grădiniță deoarece s-a închis la reparație. În a doua grădiniță deja copilul vedeam că nu se simte bine, deci noi frecventam un an. Tot dădeam bani, 200, tot. Au fost niște nuanțe și acolo. Deci problema era cu certificatele medicale. Ca asta și vă zic, instituțiile de stat nu încurajează părinții care muncesc. Deci dacă nu este părintele plăcut educatorului sau nu se plează, nu lingoșește sau este corect unde cumva, să încep tactici din astea, dar de ce nu ți-a dus certificat, adică să fie strict corect. Știți, de ce copilul tușește? Adică a fost un moment că a fost ca și cum cu zi înainte la medic, copilul tușea, zicem, uite, e ok, nu prezintă pericol pentru alți copii. Cade dacă să-mi ceară certificat, dacă nu are nicio treabă cu asta. Știți, după aia soțul a plecat peste hotare și am fost nevoită să dau copilul mai aproape de casă. Noi, ca părinți, am încercat toate metodele. Noi am fost și în comitetul părintesc. Și am strâns și bani. La prima grădiniță, noi am dat bani vară pentru reparație, 1000 de lei. Deja din toamnă am plecat la altă grădiniță. Practic, am făcut reparație și noi copilul n-a stat acolo. Nu ne s-au întors banii, nu am insistat, am zis că mi-e important copilul să fie bine. Sistemul e atât de corupt, atât de fals, atât de lingușitor. Deci principiul părinților, că dacă dai bani, copilul tău e în siguranță. Iar ultima grădiniță și experiență mi-am dat seama că asta nu e o garanție. Deci tu dai bani și tu ești ca o turmă de oi.
Copilul tău o să fie respectat în două cazuri. Dacă tu te opui sistemului și dai bine de înțeles că copilul trebuie să fie în siguranță și ești corect, atunci ei, cumva educatorii, nu prea își permit multe lucruri. Sau tu ești în cercul celor de comitet părintesc care te lingușești. În rest, cei care dau bani așa la grămadă, ca turmă, nu ți garantează nimic. Deci sunteți tratați ca o turmă de oi. Voi faceți ce vi se spune. Și vă zic de ce am început să nu mai accept să dau bani, din considerentul că, deci la ultima grădiniță, soțul a venit să ia copilul și copilul era pălmuit pe obraz. Soțul a întrebat de ce, educătoarea și ceru scuze, uite, nu se întâmplă, și atunci mi-am dat seama că pe banii mei copilul meu și maltratat. Eu pot să zic că în prima instituție de educație timpurie unde au frecventat copiii mei și ulterior am lucrat și eu, am avut parte de un manager, cum rar întâlnește în zilele noastre, care se opună vehement colectării ilegale de bani. Doar că, iarăși, era una împotriva la o echipă mare de educatori, de lucrători auxiliari, care erau perfect, se simțeau foarte bine cu această practică a colectării de bani. Anul acesta eu nu am contribuit cu bani. Din simplu motiv că tot erau două fete în clasă care cereau așa încă sumă mare, dar la moment eu nu aveam banii și ele vroiau așa, le-am propus că ori facem un cadou așa simbolic, că e totuși ziua profesorului, ori nu mai facem nimic și nu ne mai pozorăm toată școala. Și tot așa au rămas, au făcut niște cadouri. Mi-au fost rușine, s-au împărțit câte doi elevi la fiecare profesor. Și mie mi-a fost rușine să mă duc în fața profesorului. De ce? Pentru că nu era un cadou specific pentru profesor. Dar profesorul refuza cadou. Am nimerit la profesor care nu primește cadouri, care nu dorește. El a spus că asta e datoria mea de profesor. Și tot ce aveți în pungă, să folosiți voi. Eu l-am văzut pe dumnealui că e profesor aparte. Se deosebește față de alți profesori, dar nu m-am așteptat să refuze cadou, chiar nu m-am așteptat. Mi-a plăcut foarte mult. M-am simțit așa un pic, am crezut că e vina mea, că poate eu nu să o elevă cum scade și o refuza cadou, dar nu. Avut o situație în general foarte frumoasă. Am pescuit timp de vreo 2 săptămâni unul din părinții unui copil. Știam că copilul ăsta are părinții peste hotare și unul ei uneori mai vine. L-am pescuit eu foarte mult pe unul din părinți până a apărut tata. Și eu stat, și eram și tânără și naivă, nu înțelegeam ce vrea, ce. Deci până la urmă, discuția a fost în felul următor. Uitați media copilului, uitați reușita lui, uitați sesizările de așa profesori, vedeți dumneavoastră, haideți să discutăm, să încercăm să negociem un anumit tip de comportament și eu și dumneavoastră ca să putem să-l orientăm, să-i oferim copilului un vector. El a să meargă înainte, zice tata. Zic, dă să vedem unde mergem înainte și cu unde să ajungem noi că înainte asta. Dă să vedem ce fac eu, ce faceți dumneavoastră, ca împreună să putem să ridicăm copilul. Și tata auzi o frază fenomenală. Eu știu ce fac. Noi acum cu dumneavoastră ieșim, ne duci și dumneavoastră vă cumpărați. O vă alegeți ori și cadou vreți. Detentant. Eu locuiam cu copil mic atunci, la un cămin în care locuiau foarte mulți profesori. Apropo, am stat la cămin. Eu 7 ani am stat într-un cămin. Și pe urmă, peste ani, cineva din părinții copiilor pe care i-am învățat atunci în perioada aceea zicea: mamă, legă, chiar erai tare proastă. Atâta lume avea serios intenția să te ajute și zici, treceai pe lângă. Dar știți că prostia tinereții m-a salvat, iată, de situația în care astăzi aș fi avut reproșuri. Să. Cunoașteți cazuri de corupție să fi fost, să zicem, raportate și chiar să fi fost soluționate, adică să fi fost cineva tras la răspundere pentru ele legal? Eu personal nu cunosc astfel de cazuri în care cineva în urma unui act de corupție a fost pedepsit într-un fel sau altul. La finele anului, când am dat să ies din colegiu, doamna de o profesie din
Domeniul nu a vrut să mă admită la examen, din simplu motiv că nu aveam un conspect din toată mapa. Și în ziua respectivă era examenul și nu m-a admis. Și mama mi-a spus că poate încerc să dai vreo 200 de lei, să eu nu dau nimic. Și așa nu am dat nimic, a doua zi eu mi-am luat actele și am spus că eu oricum ies din colegiu, nu cred că mai este nevoie să mai scriu examenul. Tu cum crezi? De unde pornesc actele astea de corupție în instituțiile de învățământ? Eu întotdeauna m-am întrebat de chestia asta. Eu cred că din lipsa, din salariul minim care l-au profesorii, numai și de la asta se pornește, probabil. Dar de când există corupția, să zicem, în Moldova? Credeți că are legătură cu Uniunea Sovietică sau cu anii 90? Sau de unde, în general, credeți că au pornit aceste practici? Eu cred că totuși această practică se trage într-un fel sau altul din trecutul nostru istoric, anume faptul că noi am fost parte a Uniunii Sovietice. Eu nu am trăit în acea perioadă, însă eu mereu aud istorii a oamenilor care s-au născut, au trăit, au învățat, au activat în acea perioadă. Mai în glumă, mai în serios, cineva din prietenii părinților mei avea el o vorbă că părinții au sacrificat vițelul ca să învețe boul. Ce motive? De ce ei spun că trebuie să strângem aceste fonduri? Motivul este că statul nu dă bani sau că nu trebuie să deranjăm statul, fiindcă este riscul să facă presiune asupra directoare, asupra profesorilor și profesorii o să plece din sistem și o să rămână copilul tău fără profesor educator. Și în momentul când ne-a spus, eu aș putea să întreb de ce sau să le amintesc celor responsabili printr-o scrisoare, fiindcă am timp și dorință să fac asta, dați să vă ajut. Și doar mi s-a spus că tu nu înțelegi unde te afli, tu crezi că ești în Canada ta. Corupția mare s-a făcut în școli atunci când profesorii nu aveau suficient cât să trăiască decent. Înțelegeți? Și atunci oamenii mergeau principiul fiecare discurs cum poate. Unul făcea particulare pe care le făcea, nu le făcea și lua ore. Altul a făcut contact foarte bun cu colegii și știa să comercializeze orice punct la notă și se putea înțelege. Și părinții erau foarte buni negociatori și profesori sunt foarte buni negociatori. Mie mi se pare că sistemul în sine formează uneori pe locuri goale tentații. Părinții consideră că trebuie să stea departe. Să nu decidă, să dăruiască, nu dăruiți. Nu este nevoie. Iată, mai bine părinții ar decide să facă o discuție, dezbateri publice. Profesorii, iată, sunt de diverse randamente la nivel de calitate. Să negociem cu tare, să, așa, un profesor, un specialist să ia să spună că un profesor are nevoie de atâta timp de lucru și atâta timp să se recreeze și atâta timp să verifice și să se pregătească. Atunci micșorați numărul orelor și dați oamenilor suficient salariu cât să n-alerge la 3 servicii. Și omul o să-și facă calitativ lucru. Eu nu știu profesori care au salariu decent, făcându-și decent lucru, să aibă nevoie de să-i vină o mamă cu cafeluța. Mă își cumpără cafea suficient de bună. Își poate permite și am fiecare zi o cafea. Dar ați avut experiențe cu cadre didactice calificate sau care erau categoric împotriva oricăror strângeri sau colectări? Nu. Nu, n-am înțeles. Și am 4 grupe, cu fetiță am frecventat, cu băiețelul 2 și la școală, nu. E totuși o problemă de moralitate și credeți-mă, eu știu oameni care au făcut o singură dată lucrul ăsta în viață și suferă până acum. Pentru că înțeleg foarte bine că a fost o problemă de moralitate. E o problemă pe care o creează sistemul, dar nu din interior, dar cu factorii care vin din extern. În lumea în care profesorii sunt cu venituri decente, nimeni nu a spus că profesorul în 3 zile de vacanță de toamnă trebuie să meargă să privească peștișorii pe litoralul Maldivilor. Nu despre asta este vorba. Dar dacă sistemul are grijă ca profesorul să trăiască decent și profesorul este din cei care au venit în sistem pe buni să lucreze, da? Nu din ăștia care au venit să-și liniștească complexele pe contul copiilor, dar chiar pe buni să lucreze și are un salariu decent, șansele de a-l corupi sunt foarte mici. Eu nu sunt de acord că statul nu acoperă cheltuielile necesare
bune desfășurarea procesului de învățământ, începând de la dotarea logistică, reparații, până la dotarea pe alocuri cu materiale didactice și educative. Și eu aici o să fac o paralelă dintre instituțiile de învățământ din municipiul orașul Chișinău cu, spre exemplu, o instituție de învățământ, fie ea preșcolară sau ciclu primar, gimnaziu, dintr-un sătuc foarte îndepărtat. Și eu nu mă duc departe, dar în satul meu de Baștină. Acolo părinții nu colectează niciun ban, dar condițiile și reparația din grădinița aceea din satul meu, gata. Depășesc condițiile aceia ce reprezintă grădinițele din orașul Chișinău. Dar acolo nu există așa practică. Deci aici lucrurile depind, să zic așa, de doi factori. De capacitatea de administrare a managerului, pe de o parte, iar pe de alta, de întreg sistemul. Pentru că mulți sunt cei care spun că atunci când un administrator este numit în funcție, el oarecum față de cei care l-au ajutat să ajungă acolo, are o datorie. Iar datoria aceasta îi întoarsă prin faptul să nu ceară bani în plus, să nu, dacă deloc să nu ceară bani, în genere perfect. Sunt lucruri care eu nu le pot argumenta, nu le pot demonstra, dar odată ce ele se vehiculează prin de către oameni, de către părinții solidari, apropo, o resursă foarte bună și de susținere pentru părinți. Vorbesc de lucrurile acestea și la fel cum este situația, eu tind să cred că așa și este. Noi am fost plecați un an peste hotare și noi am înțeles că nu este problema noi. Pentru că ne-am adaptat, este foarte ok. Pur și simplu, noi suntem o minoritate care încercăm lucrurile să schimbă, însă restul părinților cred că așa trebuie, că sistemul nu are bani, dar știți, aici eu aș dori să pun o întrebare. De ce tot voi mergeți prin parcurile care se fac în Chișinău? Foarte wow, foarte frumoase. Deci cum la dumneavoastră pare întrebarea că nu sunt bani? De ce pentru parcuri să ajung bani, dar pentru instituții nu se ajung bani? De ce vă duceți așa ușor manipulați? Asta și problema, e o problemă în societate, că noi ca părinți nu trebuie să avem grijă de tot. Și școală, dar e reparat clasa ce sau nu. Adică nu sunt niște delimitări de obligații. Asta nu e obligația mea ca părinte. Eu am obligația acasă să-mi fac ce am de făcut, să creez acasă copilului o atmosferă. În grădiniță este obligația directorului. Directorul are grijă clasa ce să fie reparată sau, știți? Și alta e că corupția asta duce atât haos, mizerie și pentru că educatorul acela nu este axat strict pe educația copilului, dar el trebuie să aibă grijă. Ce părinte a dat bani? El ești contabil. El face plante de curând. Educatorii stau în stradă și împrăște plante electorale. Deci, știți, e așa un absurd și așa o ții groază. Corupția aceasta dă libertate fiecăruia să facă ce vrea. Deci, educatorul, pentru că a colectat și a dat directorului, el are o marjă de manevră, de libertate, face ce vrea. Directorul respectiv la direcție la fel, pentru că el a colectat sau, spre exemplu, a reparat ceea ce trebuia să repare direcția, să dea bani. Și respectiv la fel, îi se dă o marjă de libertate de face. Și haosul ăsta, deci, nu este clar. Tu, ca părinte, azi e o regulă, mâine e o regulă. Voiam să întreb, când putem considera un act de corupție, de exemplu, floare sau o cutie de ciocolată către educator, poate fi considerată corupție? Floarea nu consider că poate fi un act de corupție. Din timpuri există această practică la anumite sărbători oficiale, gen 1 septembrie, ziua lucrătorului în educație, 8 martie, mereu s-a practicat acest obicei de a dărui flori. Cutia de ciocolată însoțită de o floare la astfel de ocazii, tot nu o consider. Deja tot ceea ce e în afară,
care vine, spre exemplu, ca condiții sau o impunere din partea părintelui pentru educator, că eu îți dau o cutie de ciocolată sau una de cafea, dar tu cumva să-mi favorizezi copilul sau nu știu cum, asta deja e cu totul altceva, pentru că cadrul didactic trebuie să țină cont de etica profesională și să tratezi toți copiii egal, indiferent că primești sau ar putea primi careva favorul de la părinți. Dar în cazul copiilor care merg la școală, care este situația acolo? Aici e și mai interesantă situația. Deja al patrulea an eu sunt mamă de școlar. Colectările continuă și la școală și ele sunt exact argumentate ca și cele de la grădiniță. Anul acesta nu am reușit să intrăm bine în vacanța mare. Deja în prima săptămână de vacanță la noi chaturile din grupurile Viber, WhatsApp, indiferent care sunt ele, nu încetau stacă pentru că s-a început colectarea de bani pentru reparații. Și aici când zic reparații, e reparații capitale, cu o dat jos tot de pe pereți, pus înapoi, e schimbat partoseala, mobilierul și așa mai departe. Da, aici merge vorba de colectări de sume care depășesc câteva mii de lei. Eu nu am participat. Am rămas oarecum indiferentă la toate replicile acelea părinților că nu-mi iubesc copii. Plecând de la această replică, eu în ultimul timp tot mai mult cochetez cu ideea că copiii mei să frecventeze o școală privată. Financiar eu înțeleg că mi-asum o responsabilitate foarte mare și o greutate, dar cel puțin eu ca părinte îmi voi îndeplini acea misiune de a cultiva în copiii mei principii și moralitate. Pentru că nu se poate continua așa la nesfârșit. Eu copilului spun una, dar în realitate, cum am mai menționat, fac alt lucru. Și asta oarecum îl derutează pe copil și în final ajungem să creștem oameni lipsiți de caracter. Poate da, cu cunoștințe, poate profesional, dar poate ce reprezintă omul profesionist cu cunoștințe dacă nu are caracter. Și pentru bani, în orice moment, e capabil să trădeze. Corupția nu corupe atât material și financiar, cât corupe moral. Și copiii cresc mutilați și în conștiința lor nu are loc ideea că ceea ce se întâmplă cu ei azi este ceea ce au meritat sau ceea ce au permis. Cineva odată mi-a spus că atunci când merge la un restaurant bun și este foarte bine servit, este de bun ton să lași bacșiș chelnerului, da? Și zice, dar de ce după ce am avut eu o operație foarte serioasă, de ce nu este de bun ton să post factum să ofer și eu un cadou medicului meu? Eu nu știu să răspund la întrebarea asta. Eu, de exemplu, după câțiva ani în care pot să fiu lipsită de modestie și primeam flori foarte frumoase, știți, foarte frumoase. Și într-o bună zi, primblându-mă pe Bănulescu Bodoni, am intrat pe la căsuțele astea cu povești și m-am uitat cât costă florile. Și m-am îngrozit. Eu știu, și erau flori foarte multe și eu înțeleg că copiii au încercat să fie la final de an maximum bine dispuși și eu apreciez foarte mult atitudinea lor. Dar mi se părea atât de dureros că florile astea mor peste 3 zile și am spus odată că aș prefera în loc de buchetul ăsta enorm cu 60 de trandafiri să mi se dea o carte. Eu la finalul fiecărui an primesc mită, da? Și iată, îi arată în felul următor. Sunt cadouri care o să rămână cu mine și o să rămână și copiilor mei, dacă ăștia o să rămână în țară. Iată, de exemplu, iată așa, vedeți? Nu știu cui să o arăt. Și am scris aici. Mită pentru doamna Diana. Îmi scrie copilul, în ce an a absolvit, cine este. Asta, de exemplu, este, eu am ore și la colegiu, da? Și iată, scrie mită pentru doamna Diana, da? Deci la mine în bibliotecă sunt cărți cumpărate de mine, sigur că substanțial mai multe, dar sunt că scrie mită. Deci numele copilului, ca să știi foarte clar. Deci am făcut din asta un fel de haz. Dar este un lucru atât de frumos că astăzi când eu recent mi-am mutat locul de trai și ei mă căutau o vreme și mi-a sunat cineva din absolvenți care este acum cântăreț, care are curând un concert și a venit acum, stă în România și a venit. Și mă sună și zice,
eu am venit și nu ești, zice, nu răspunde nimeni aici, zic, dar eu sunt la altă casă. Și el zice, atunci vin o fuguță, cel puțin să vorbim puțin. Și zice, și da, ți-am adus mită, zice, am găsit ceva eu acolo și eram sigur că o să-ți plac și vin cu mită. Și era o chestie frumoasă. Dacă o dai pe metaforă, e frumoasă. E de, în așa mod, de ce nu? Dacă e să facem comparație între atunci și acum, s-a mai diminuat această tendință. Părinții nu sunt atât presați pentru că totuși trăim în era dezvoltării tehnologiilor informaționale, a căilor de comunicare, părinții au acces la informații, sectorul civic își face lucru său, informează, ajută, susține, oferă suport în cazurile în care sunt acte de corupție și părinții oarecum prind la curaj și se simt mai încrezuți să zică nu. Cum observați în ultimii ani? Există o tendință ca părinții să devină mai vocali și să fie cumva mai rezistenți împotriva acestor colectări? A fost, știți, ca o curbă. În 2019 era o tendință spre îmbunătățire. Adică mă refer la Chișinău, ceea ce am perceput. Era o concurență ceva, știți? Nu știu. Acum se înrăutățesc lucrurile. Pentru că observ, nu mai sunt semnalele cele clare că, uitați-vă, luptăm cu corupția, nu mai trebuie, știți? Înainte era parcă mai vizibil acum și consider din cauza că s-a implicat foarte mult sistemul educației, de învățământ în proces electoral. O mână spală pe alta, deci ei fac un serviciu ceva electoral și lor le se dă libertate, ceva de gen. Când o să aibă prioritatea sistemul de învățământ, iată acela, e acea clasă politică care se orientează spre cetățeni. Indiferent că e la nivel de țară, că e local, odată ce facem parcuri, dar nu facem școli, deci asta numai denotă că ne interesează populismul, dar nu populația, pentru că un copil cât petrece în parc, dar în școală, ce condiții are el, care le-au scurs din părinți bani. Ce soluții credeți că există? De unde ar trebui să pornească schimbarea? Nu, soluții locale, dar reale, care, așa, cărămidă cu cărămidă să reușească să diminueze fenomenul. Poate voi spune un lucru banal, poate mulți vor zâmbi la ceea ce eu voi spune, dar schimbarea începe de la fiecare dintre noi. Fix suntem noi părinți, fix suntem cadru didactic, fix suntem alt funcționar în alte instituții de stat. Calitatea factorului uman aceasta contează. Pentru că dacă noi punem pe primul loc corectitudinea, principiile, bunul simț, etica profesională, nu în ultimul rând, lucrurile se schimbă. A fost un tămbălău și un tamtam foarte mare atunci când s-au pus camere la examen. Iată, recent s-a decis că și în clasa nouă copiii vor merge în centre de examen și vor susține examenul, supraveghez de camerele video. Cred că din deciziile din ultimile decenii, asta a fost cea pe care aș pune eu pe primul plan. Pentru că eu sunt membru de comisie de evaluare la bacalaureat și eu am văzut în anii, din momentul în care s-a luat decizia, s-a făcut această reformă, în 4 ani deja s-a văzut tendința fenomenală, da, a copiilor care au înțeles că nu există nicio șansă și că unica șansă este să înveți. Și veneau, spuneau copiii, că veneau primi pe inerție. Da, unde să aranjăm? Da, unde să cumpărăm? Și erau oameni care se ocupau profesionist cu lucrul ăsta pe timpurile în care nu erau camere. Și eu, gata, nu, chiar nu este posibil. Și atunci, aceiași bani pe care i-ai fi investit corupând pe cineva, îi investești în spațiul cognitiv al minții copilului dumneavoastră. Și ai câștigi 2 ori. Ministerul Educației, de Învățământ fac niște legi foarte, nu aspre, dar nu se pune baza pe învățământul asupra elevilor. Acum, de exemplu, s-a făcut lege să nu se copii la examen, clasa nouă, în centri speciale. Eu nu cred că aș vedea asta ceva normal. Adică niciodată nu s-a făcut controle prin școli, să vadă calitatea, cum predă profesorul.
Niciodată nu am văzut chestia asta și mi-am dorit întotdeauna în colegiu să fie asta. Sunt din domeniu și cunosc codul de etică al cadrului didactic și atunci eu o să fac o schimbare în felul meu în acest domeniu. Și am ieșit în online, am făcut un canal de TikTok. Am învățat cum să fac videouri, să le editez și anonim primesc două vieți de la părinți unde se fac aceste strângeri de bani sau cerințe pentru diferite cadouri penibile, fonduri care nu și-au rostul. Și în momentul când mă convinc că acestea sunt dovezi eligibile, eu le public, păstrând anonimatul acelor părinți. Continuăm seria videourilor pe temă că cum se fură din unele grădinițe din alimentația copiilor. Se fură alimente de către angajații acestor grădinițe. Și cei care mă cheamă să nu-i judec pe toți și să nu-i pun pe toți în aceeași oală, îi rog să se abțină, fiindcă dacă dumneavoastră nu faceți astfel de fapte, să furați din alimentația copiilor, bravo vouă și veniți să-i condamnăm pe cei care fac aceste comportamente și nu încercați să vă alocați atenție în videourile mele prin comentarii. Care ar fi soluțiile în perspectiva dumneavoastră pentru a lupta cu corupția în instituțiile de învățământ? Să se termine cu sistemul de piramidă, direcția de învățământ, își caută directori comozi și respectiv ei câștigă concursurile. În continuare, directorii preferă profesorii comozi sau educatorii comozi care nu îi deranjează pentru necesități de reparații, utilare a clasei și profesorii sunt nevoiți să caute părinți care să ia în spate aceste sarcini a statului. Am un exemplu de un părinte care la o grădiniță din Chișinău, educatoarea a înaintat cereri de a strânge bani pentru a schimba geamurile. Și acel părinte a întrebat directoarea. Directoarea, nu mai știu ce răspuns i-a dat, dar în momentul când a făcut o cerere la direcția de învățământ, erau chiar geamurile undeva stocate în magaziile grădiniței, deci acele geamuri existau și nu se știe de ce educatoarea era nevoită să ceară părinților să procure acele geamuri când ele erau deja procurate sau s-au găsit imediat în urma cererii. Eu aș spune că e destul să fie unul, doi părinți într-o instituție care să aibă voce și acești doi părinți au o putere destul de mare ca să facă schimbare. Ați vedea șansa într-un viitor mai apropiat sau mai îndelungat să vă reîntoarceți în Moldova? Eu această șansă o aștept și în momentul când o să apară, o să fie a doua zi întoarcerea mea în țară. Acum, iată, în circumstanțele în care suntem, cum credeți, ce soluții ar fi? Ce ar putea face părinții la micro nivelurile lor? Să fii informat, în primul rând, pentru că când îți spune sau îți cere bani, trebuie să zici conform cărei ordin sau conform cărui document eu trebuie să vă dau. Deci să fii corect. Și dacă ți-l dă, îl ia, îl studiezi acasă să vezi cine ți-a impus banii aceștia să-i dai. Și din start să fie trasate niște limite. Pentru că dacă tu accepti din start să dai și apoi nu dai, este foarte dificil. Se creează o situație de conflict. Și știți cel mai dureros ce e că personal didactic care este chiar cu dedicație, are tot de suferit. Dar de ce considerați așa? Pentru că nu poți să lucrezi într-un mediu în care colegii tăi sunt fără un pic de scrupule, știți? Adică profesorul lucrează într-un mediu, nu? Dacă 5 profesori colectează bani și își permit pe lângă salariul ăsta, îl privesc pe celă ca oaie neagră. Doar niște intervenții radicale de la nivel central s-ar putea schimba. Deci, prima, eu cred că salariul, să fie majorat salariul la cadrul didactic și de făcut o selecție foarte drastică. Deci, să creezi condiții bune personalului ca să creezi o concurență și să-l selectezi foarte riguros.
Eu nu știu dacă în universitățile din Republica Moldova este corupție. Adică încă n-am ajuns acolo ca să... Dar dacă ar exista corupție, cred că mi-aș lua documentele și aș pleca peste hotare.